ziua, suntem la Mobile Congress 2012 în Barcelona. Suntem la standul celor de la LG. Vă prezentăm încă un telefon din gama L-Style. Este vorba de Optimus L5. Din punct de vedere a specificațiilor, cei de la LG au lansat 3 telefoane fashion care se vor fi la și un preț foarte accesibil. Este vorba de L7, L5 și L3. Sunt foarte asemănătoare din punct de vedere al aspectului, însă o să vorbim separat despre ele. Acum avem în mână Optimus L5. Acesta vine cu un display de 4 inch, half VGA. Și trebuie să vă spun că în partea de jos a telefonului putem să observăm de fapt de jur împrejur că are o grosime de doar 9,68 de milimetri. Sistemul de operare pe care rulează acest telefon și cu care se laudă și cei de la LG este Ice Cream Sandwich. Este vorba de ultima variantă de Android stabilă lansată pe piață pentru developeri. În acest punct de vedere, suntem familiarizați cu sistemul de operare. Nu are rost să mai aduc în discuție lucrurile pe care le vedem la majoritatea competitorilor. Trebuie doar să vă precizez că vine și câteva lucruri în plus. În acest sens găsim LG Smart Wall. Este o aplicație ce ne permite foarte ușor să downloadăm jocuri, diverse softuri, în același timp să luăm muzică, filme și așa mai departe. Este o alternativă la Android Market. Găsim software update. În momentul în care o să apară un update firmware la acest telefon, o să putem să facem fără probleme dacă avem o conexiune wireless sau dacă dorim să conectăm la calculator. Din punct de vedere al specificațiilor hardware, în partea justa display-ului găsim butonul ce ne duce înapoi, circulanul ce la meniul principal, circulanul ce în prim plan în meniu adițional. În partea de jos găsim un microfon, un port micro USB. În partea de sus găsim butonul ce închide telefonul, deschide sau îl pune în modul standby. Cea de 3,5 minute pentru căști. Găsim taste de volum. Pe spate putem să observăm că este și NFC, Near Field Communication, însă cred că în următorii 2-3 ani nu o să ne aștept prea mult în România. Observăm că suprafața, carcasa din spate, este dintr-o suprafață mai abrazivă, ceea ce îl ajută să ține și mai bine în mână și în același timp ar trebui să nu se zgârie atât de ușor dacă îl pune pe diverse suprafețe. Găsim un difuzor pentru redare audio. Găsim o cameră. Este o cameră de 5 megapixel care poate să registreze HD 720p. Observăm și un blitz flash. Alte puncte de vedere care am putea să facem despre acest telefon. Procesorul este de 800 MHz. Bineînțeles că vine și cu suport 3G, viteze până la 3,6 Mbps pe secundă download. Dispune și de wireless Bluetooth, versiunea 3.0 cu A2DP. Aceasta este prezentarea telefonului LG Optimus L5. Pentru mai multe detalii vă aștept pe site-ul nostru telefonultau.eu.